Bună, la vlogul de vacanță. Am fost la o conferință în Vegas și de la Vegas am fost la Parcul Național Joshua Tree, Arborele lui Joshua. Drumul spre Arborele lui Joshua durează 3 ore jumătate din Vegas și am stat într-un orășel lângă Parcul Național care se numește Yucca Valley. Ne-am decis să mergem în Parcul Național pentru că este un parc foarte renumit. Este în statul California și este cel mai bine de vizitat în lunile mai reci. Noi am fost în martie, în vacanța de primăvară, după cum am spus. Și ce altceva mai pot să mai spun, mâncarea a fost foarte, foarte bună, chiar în orășelele mai mici. Hotelul a fost destul de accesibil, mult mai accesibil decât hotelul din Vegas. În Vegas am stat pe la The Strip și a fost $350 doar o singură noapte. The Vegas Strip este partea cu cazinouri din Vegas. În rest, lângă parc sunt foarte, foarte multe restaurante. Mâncarea este foarte, foarte bună. Statul California produce foarte multe fructe și legume, deci toate sunt foarte, foarte practice. Și aici puteți să vedeți deșertul Mojave. Și în sfârșit am ajuns după 3 ore jumătate de drum. A condus Casey pentru că mie nu-mi place să conduc pe autostradă. Și a doua zi am fost în sfârșit să vizităm Parcul Național Joshua Tree. Probabil vă întrebați de ce se numește Joshua Tree. Bine, numele parcului a fost dat de un grup de mormoni care traversau deșertul Mojave în secolul al XIX-lea. Copacii Joshua Tree le-au amintit de personajul biblic Joshua, care ridica mâinile spre cer. Și aici puteți să vedeți drumul spre parc. Drumul a fost destul de rapid, pentru că, cum am spus, orașul în care stăteam, Yucca Valley, era chiar lângă parc, ceea ce ne-a făcut viața mult, mult mai ușoară. Și toată excursia noastră a durat vreo 2 săptămâni. Am stat una în Vegas la conferință și am împărțit o săptămână între Joshua Tree și Death Valley. Deci următorul vlog o să fie Death Valley. În parc am ales niște trasee relativ ușoare ca să nu ne obosim foarte mult. Deci tot ce o să vedeți o să fie traseele mai ușoare pe care le-am făcut. Și mie îmi place la nebunie statul California, este unul dintre statele mele preferate și am petrecut foarte, foarte multe vacanțe de primăvară în statul California. Am niște prieteni foarte buni în Silicon Valley. Silicon Valley este zona lângă San Francisco. Sunt foarte, foarte multe parcuri naționale. Am fost deja la Yosemite, care este foarte renumit. Din păcate, nu am făcut vlog acolo, am făcut doar niște poze cu telefonul, dar mi-a plăcut la nebunie. Am fost și acolo cu cortul. Aici, din păcate, n-am putut să merg cu cortul pentru că era frig. Și în timpul zilei era puțin mai cald, dar noaptea se răcea foarte tare, așa că am zis mai bine dormim în hotel și o să fim mai comozi. Primul traseu pe care l-am ales se numește Hidden Valley, Valea Ascunsă. Este un traseu destul de ușor, foarte plăcut, de aproximativ 1 milă. Dacă vă place bouldering, este un locul perfect pentru bouldering. Eu nu mi-am adus pantofii pentru bouldering, deci m-am cățărat puțin peste stânci, dar nu foarte mult. Este un traseu perfect pentru familii și copii, după cum vedeți din imaginile pe care le-am filmat. Și este un traseu destul de bun pentru a cunoaște parcul, vegetația și tot ce oferă Joshua Tree. Thank you.
Următoarea oprire a fost Keys View, care este cel mai înalt punct din acest parc național. Într-o zi senină, se poate vedea Palm Springs din acest punct. De asemenea, se poate vedea și Valea Coachella, unde are loc celebrul festival Coachella. Poate vă întrebați ce este Palm Springs? Bine, Palm Springs este un oraș în care locuiesc foarte, foarte multe celebrități din California. Și din nou spre drum, spre următorul obiectiv. Și fiindcă prietenul meu este geolog, am fost să vedem niște roci. Să vedeți că sunt foarte, foarte, foarte multe roci. De văzut, de vizitat, de atins, de cățărat, etc. Și aici suntem pe drum. Puteți să observați copacii Joshua Tree. Următorul traseu se numește Arch Rock și este vreo 1,4 mile de mers printre stânci, foarte, foarte multe stânci imense, un peisaj destul de interesant. Și după Arch Rock am văzut și Cranial Rock. Este o formațiune de stâncă care atrage foarte, foarte mulți oameni. Nu am video de acolo pentru că mi-am făcut doar o poză. Este foarte, foarte greu să găsești parcare și practic am fost un pic dezamăgită. E doar un loc de făcut poze. Nu am fost foarte, foarte impresionată. Și după cum o să vedeți în video, ultima noastră oprire în ziua respectivă a fost grădina Cactus Choya. Este una dintre cele mai frumoase locații din parc. Poți să vezi munții din îndepărtare, care oferă fundalul perfect fotografiilor. Traseul din grădina Choya este un traseu de aproximativ un sfert de milă. Un sfert de milă de cactus, este perfect la apus și majoritatea pozelor pe care o să le vedeți pe internet în Joshua Tree sunt făcute aici. Deci sper că v-a plăcut acest vlog și o să revin cu a doua zi din Joshua Tree. Thank you.
De aici puteți să vedeți cât de frumoasă este grădina Choya. Este locul ideal de a face poze pentru Instagram, pentru ce vreți voi. Eu am făcut 1.000.000 de poze, 1.000.000 de videouri, pentru că a fost superbă. Chiar dacă n-am ajuns la apus, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Și după ce am plecat din această grădină, am mers în sfârșit spre casă, să mâncăm, să ne odihnim, pentru că a doua zi a fost ultima zi din parc, înainte să mergem la Death Valley. Și vreau să, o să vedeți vloguri și de la Death Valley după aceea, dar mie mi-a plăcut mult mai mult Death Valley, pentru că erau mult mai multe chestii de vizitat, de văzut, super. Dar și Joshua Tree merită vizitat. Pa! Și ne vedem în vlogul următor cu partea a doua din Joshua Tree. A doua zi am început în forță la Hall of Horrors, adică sala ororilor. Traseul acesta include un canion îngust creat de apă și noi am încercat să-l găsim, nu știu exact dacă am găsit sau nu canionul, am găsit ceva canion, dar nu eram sigur dacă chiar era pe bune ceea ce căutam. Și aici Casey mi-arată instrucțiunile unde să mergem. După cum vedeți, totul este foarte, foarte frumos, sunt niște stânci imense, cactus, vegetație, cerul pare foarte senin. Și a fost o zi superbă, doar că n-am avut foarte, foarte mult timp să ne plimbăm. Următorul traseu a fost Black Run Canyon, Canyonul Rocii Negre. A fost ultimul traseu pe care l-am făcut în Joshua Tree. Acest traseu este de 3,5 mile, deci este cel mai lung traseu pe care l-am făcut. Este un traseu destul de ușor, durează cam o oră jumătate să mergem și să ne întoarcem. În general, parcul mi s-a părut foarte interesant, multe chestii de văzut. De asemenea, orășelele de lângă sunt foarte frumoase, foarte multă lume, mâncarea foarte, foarte bună și proaspătă. Deci mi-a plăcut destul de mult Parcul Național Joshua Tree. Cred că data viitoare, dacă mai merge, deși nu cred că o să mai mergem, mi-ar plăcea foarte mult să merg și în Palm Springs să vizitez orașul. Sper că v-a plăcut și vă las să vedeți următoarele imagini cu Black Rock Canyon și ne vedem în vlogul următor care o să fie din Death Valley.
Thank you.